Aurel Bodiu, președintele Federației Sportive Naționale de Minifotbal, are un mesaj de salut, un mesaj către cele două echipe. Președintele Federației Sportive Naționale de Minifotbal a felicitat ambele echipe cu începerea noului sezon. A dorit echipelor mult succes în meciurile următoare din campionat. În acest moment sunt invitați arbitrii acestui meci, Ruslan Muntean și Cătălin Pitghirni, ca să-și primească medaliile meritate. N-au făcut mari greșeli arbitrii, la sigur n-au influențat mersul bun al acestei supercupe. Se invită pentru premiere echipa care s-a clasat pe locul 2, Intertest.com din Tiraspol. Sunt invitați jucătorii Evgeni Hmaruc, Igor Picus, Denis Mustața, Vladislav Satânchin, Alexandru Namașco, Artur Apostolov, Alexandru Popov, Stanislav Burțev, Alexandru Bolșakov, Veaceslav Gheorghiță, Mihail Șepcenco, Iuri Mârza, Maxim Copeaciuc și antrenorul Alexandru Petrov. Haideți, vă rog, un rând de aplauze pentru ocupanta locului 2. Internet.com, o echipă care, sunt sigur, va avea încă un cuvânt greu de spus în campionatul național, au câștigat neașteptat pentru multă lume ediția trecută a campionatului național. Iată și, într-adevăr, premierea echipei Volta. Jucătorii tiraspoleni au făcut un coridor și este o atmosferă, într-adevăr, frumoasă aici la Urban Arena. Unul câte unul, jucătorii de la Volta își primesc medaliile pentru câștigarea Supercupei. Iar ultimul vine capitanul Andrian Apostol, cel care va primi mult râvnitul trofeu din mâinile președintelui Federației Sportive Naționale de Minifotbal, Viorel Bodiu. Capitanul Adrian Apostol este jucătorul, este capitanul care va atinge primul acest trofeu în aplauzele spectatorilor prezenți. 2 1